sau pe cealaltă? Prima este viața construită în jurul eforturilor tale. Și a doua este viața construită în jurul darurilor lui Dumnezeu. Viața construită în jurul eforturilor tale personale și viața construită în jurul darurilor lui Dumnezeu. În ambele vieți, omul este activ, este muncitor, este harnic, omul este responsabil pentru viața lui. Nu este ca și cum în prima viață a eforturilor, omul este activ, este harnic, iar în a doua, în viața credinciosului, Dumnezeu îi bagă în traistă. Iar omul nu face nimic, doar lenevește și huzurește. Nici de cum. Creștinul nu este un pică pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Doamne, dă-mi că eu sunt foarte ocupat cu lenia, cu statul și cu tăierea frunzei la câini. Nici de cum. Atât în viața construită în jurul eforturilor personale, cât și în viața construită în jurul darurilor lui Dumnezeu, omul este activ, omul este harnic, omul este responsabil, omul trudește. Dar care este atunci diferența? Diferența este că în prima viață, omul, în timp ce muncește, așteaptă totul numai de la eforturile sale. Iar în a doua viață, în timp ce muncește, omul așteaptă totul numai și numai de la Dumnezeu. Asta este marea diferență. Omul muncește, dar în prima viață toată încrederea lui este în puterea lui și în eforturile sale. Iar în a doua viață, omul în timp ce muncește, toată nădejdea și-o pune numai și numai în Dumnezeu. La nivelul vorbelor, diferența pare mică. La nivelul vieții, diferența dintre cele două este enormă. Și atenție, la nivelul veșniciei, diferența între cele două este colosală. Pentru că omul care își zidește viața pe eforturile lui este fiul blestemului și al pierzării. Iar omul care își zidește viața în jurul darurilor lui Dumnezeu este fiul binecuvântării și al vieții veșnice împreună cu Dumnezeu. Prima viață este viața robului care slujește în slujba unui eu tiranic. Dacă trăiești această viață, atunci tu ești ceea ce faci. Tu ești ceea ce ai. Tu ești ceea ce spun alții despre tine. Ești ceea ce realizezi prin forțele tale proprii, prin ideile tale istețe, prin șmecheriile tale, prin talentele tale și prin abilitățile tale. Indiferent de Dumnezeul pe care îl proclami aici, duminica, adevăratul tău Dumnezeu, înaintea căruia te închini în toată săptămâna, este sinele tău și dorințele sinelui tău. Această viață este o viață bazată pe necredință, este mânată de ambiție, este caracterizată de trudă. Metoda principală de a trăi și de a gestiona circumstanțele și relațiile este controlul. Și tonul principal al vieții este anxietatea, angoasa și îngrijorarea, pentru că ești slab și nu poți să controlezi toate lucrurile din viața ta. Ai o viață plină de anxietate pentru că simți că pierzi control. Nu poți să-ți manipulezi suficient de bine soțul sau soția să corespundă planului pe care tu l-ai pentru tine în viața de familie. Nu poți să-ți manipulezi suficient de bine copiii sau adolescenții ca să se potrivească felului în care tu gândești viața. Circumstanțele, relațiile, frații în adunare. Și atunci intri în angoasă, în anxietate și în îngrijorare. Ce să mai zici când războiul lovește în Ucraina, când toată lumea se clatină, când slujba ta e amenințată, când salariul nu crește în măsura în care cresc prețurile. Toată îngrijorarea provenită din faptul că tu nu poți controla lumea întreagă și circumstanțele este acolo în inima ta. A doua viață
Este viața prea iubitului care se bucură de darurile Tatălui la orice pas în călătorie. În această viață tu ești cine spune Tatăl că ești. În această viață tu ai tot ce primești prin mila și îndurarea Tatălui. Faci ceea ce îți spune Tatăl să faci și ceea ce știi că îi face plăcere Tatălui să faci. Tu ești ceea ce spune Tatăl despre tine, ești ceea ce îți dă Tatăl, ești ceea ce Tatăl întărește ființa ta și îți dăruiește El, Stăpânul. Și chiar dacă nu înțelegi tot ce se întâmplă în viața ta, chiar dacă uneori doare, tu știi că totul este sub mâna Tatălui tău și te odihnești în El. Această viață este bazată pe încredere, este născută din odihna încrederii. Este o viață de muncă serioasă și responsabilitate, dar în munca ta tu depinzi mereu de Dumnezeu. În munca ta te predai mereu lui Dumnezeu. Toate neajunsurile tale, toate piedicile tale, toate durerile tale, tot ceea ce se întâmplă și îți obstrucționează planurile, dorințele, tot ceea ce tu nu poți controla, tu predai mereu și mereu, zi de zi, înaintea Dumnezeului tău care este stăpân, care este Tatăl tău și care știe ce face și face o lucrare bună pentru viața ta. Chiar dacă nu corespunde cu felul cum tu ți-ai imaginat ziua aceasta sau relația aceasta sau slujba aceasta sau cum ți-ai imaginat că îți vei chiverni și banii luna aceasta, chiar dacă toate planurile tale cad la pământ, tu știi că rămâi în mâna unui tată care are un plan bun pentru viața ta. Și în timp ce tu ești responsabil de ceea ce stă în perimetrul responsabilității tale, încredințezi mereu în mâna lui Dumnezeu ceea ce nu ține de tine. Și în felul acesta poți să pornești în fiecare zi din odihnă și să mergi înspre odihnă. Iar scopul prea iubitului Tatălui este acesta, ca să pornească în fiecare zi din odihna în Dumnezeu și în fiecare zi să aterizeze în odihna în Dumnezeu. De aceea, prea iubitului Dumnezeu poate să spună împreună cu psalmistul: eu mă culc și adorm în pace, pentru că afacerea mea zbârnie, pentru că soția mă înțelege în toate lucrurile, copiii mă ascultă la milimetru. Nu, eu mă culc și adorm în pace, pentru că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Pentru că Tu, ca răspuns la rugăciunea dinainte, din Psalmul 4, ai făcut să strălucească fața Ta peste mine, chiar dacă nu totul este așezat în viața mea. Fața Ta strălucește peste mine. Tu veghezi peste somnul meu, de aceea eu mă culc și adorm în pace. Viața pe care o trăiești depinde de felul în care te vezi pe tine însuți. Viața pe care o trăiești depinde de felul în care te vezi pe tine însuți. Oamenii care trudesc degeaba, care sunt mânați, consumați de dorința de a-și controla în detaliu viața, partenerul, circumstanțele, șefii, frații din biserică, sănătatea, ziua de mâine, oamenii care sunt pătrunși de anxietate, frică, agitație continuă pentru viața lor, pentru cei dragi, pentru copii, părinți, sănătatea lor, pentru casa lor, pentru mașina lor, pentru examenele lor, pentru slujba lor, pentru banii lor, pentru banii pe care nu iau, și așa mai departe, pentru investițiile lor, pentru chiria lor, pentru și așa mai departe. Ei pot fi copii ai lui Dumnezeu, dar ei nu trăiesc în identitatea lor de copii ai lui Dumnezeu. Ei trăiesc o viață străină de identitatea lor. Ei experimentează schizofrenic realitatea. Ei sunt copii prea iubiți, dar experimentează realitatea cu inimi de orfani abandonați. Ei au un tată în cer, însă pe pământ ei trăiesc părăsiți într-o junglă în care funcționează alte legi decât legea lui Dumnezeu și sunt alte forțe la lucru mai puternice decât puterea tatălui lor. În cer, tatăl le pregătește un loc, dar pe pământ ei trebuie să lupte pentru locul lor, să lupte pentru drepturile lor. Control, luptă, stres, anxietate, eșec, deșertăciune, viață de orfan, creștini atei, creștini atei, creștini cu tată în cer și fără Dumnezeu pe pământ.
Smiorcăiții lui Dumnezeu, creștini cu turație mare, dar care înaintează puțin sau deloc. Creștini care se turează pe loc. Eforturi imense investite într-o viață degeaba. Degeaba vă treziți de vreme și vă culcați târziu mâncând o pâine cu trudă. Prea iubitului său însă, el îi dă cu adevărat odihnă. Prea iubitului său, el îi dă odihnă. Tatăl te iubește, Hristos te iubește, Duhul Sfânt te iubește, Dumnezeu, Sfânta Trăime, Regele Universului, are inimă pentru tine, are gând pentru tine, te cunoaște, îți poartă de grijă, întotdeauna e interesat de cele mari și de cele mici din viața ta. El cunoaște tot ce se întâmplă. El guvernează orice situație. Nimic nu este la întâmplare, nici măcar, hai să zic, în pustiul prin care treci, în confuzia în care te găsești. Tatăl tău te iubește. Cu siguranță cunoașteți aceste cuvinte. Ascultați-le într-un mod proaspăt acum, astăzi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, necazul sau greutățile sau persecuția sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte, pericolul sau sabia? În toate aceste lucruri noi avem victorie deplină prin Cel care ne-a iubit. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creația nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Suntem iubiți cu o iubire statornică. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Suntem iubiți cu o iubire statornică și neclătinată. Te lași iubit de Dumnezeu? Asta este întrebarea. Crezi adevărul prea iubirii tale de către acest Dumnezeu credincios? Ești conștient de această realitate a prea iubirii tale? Ești convins de ea? Ești pătruns până în centrul ființei tale? Oare câți dintre copiii regelui din Biserica de Oglorie, dimineața când se trezesc și își înfig picioarele în podea, dându-se jos din pat, își ridică ochii spre cer și spun: sunt prea iubitul, sunt prea iubita lui Dumnezeu. Astăzi voi trăi ca un prea iubit al lui Dumnezeu, astăzi nu voi trăi ca un orfan. Tatăl meu este Domn în cer, este Domn pe pământ și este Domn în inima mea. Astăzi Domnul îmi poartă de grijă. În toate lucrurile care mă așteaptă, cele pe care le prevăd și cele pe care nu le cunosc, Dumnezeu deja a mers înaintea mea și Dumnezeu vine împreună cu mine și Dumnezeu va merge pe urma mea. El este Tatăl meu, cred în planul Lui bun pentru mine. Astăzi sunt prea iubitul lui Dumnezeu. Câți dintre noi pornim în felul acesta în fiecare zi din viața noastră? Hei, fiu de rege, fiică de rege, cine ești, al cui ești? Și mai mult decât atât, ce gândești tu despre tine? Că dacă ți-ai pus încrederea în Hristos, realitatea este clară, dar trăiești potrivit cu această realitate, te odihnești în ea? Ce garanție ai? Florin, ce garanție ai că ești prea iubitul lui Dumnezeu? Una singură. Nu ești vrednic să fii iubit. Nici eu nu sunt. Nici tu, nici tu, nici tu, nici tu. Există unul singur, o singură ființă, în toată lumea aceasta și în toate lumile existente și în toate lumile posibile există o singură ființă care este prea iubitul lui Dumnezeu. Știți cine este? Domnul Iisus Hristos. Însă vestea bună, Evanghelia, vestea bună a Scripturii este că prin Iisus Hristos și noi, nevrednicii de dragostea Tatălui, devenim și putem să devenim prin credința în El prea iubiții lui Dumnezeu.
și nu în funcție de faptele noastre și de performanța noastră. O mare tragedie a creștinismului actual, a creștinilor din Biserica de Ogloria, care trăiesc înspre a fi iubiți de Dumnezeu și nu dinspre faptul că sunt iubiți de Dumnezeu. Trăim spre performanță, spre a-L impresiona pe Dumnezeu și pentru că nu putem și suntem slabi, trebuie să dosim eșecurile noastre și să mimăm perfecțiunea, să mimăm sfințenia, să mimăm că suntem bine, ca oarecum Tatăl să ne accepte după spoiala de pe viețile noastre și dezvoltăm ipocrizie. Trăim înspre a fi iubiți de Dumnezeu. Nu acceptați, nu înghițiți minciuna, că e de la diavol. Noi trăim dinspre realitatea faptului că suntem iubiți de Dumnezeu. Noi suntem prea iubiții lui Dumnezeu. Dar am păcătuit. Da, ești prea iubitul lui Dumnezeu care ai păcătuit. Du-te la cruce, spală-te și trăiește conform statutului tău. Dar tu ești prea iubitul lui Dumnezeu. Tu ești prea iubita lui Dumnezeu. De unde știu? Ce garanție am? Ce garanție am? Una singură. În Evul Mediu, undeva într-o mănăstire, un călugăr a anunțat că la slujba de duminică seara va vorbi despre iubirea lui Dumnezeu. Și seara a venit, umbrele s-au lăsat peste capelă, în capelă s-a făcut tot mai întuneric și la vremea predicii era întuneric beznă. Nici o lumânare, o lumină nu era aprinsă. Predicatorul s-a ridicat, a aprins o lumânare, a mers la un crucifix, s-a aflat în față și a luminat cununa de spine a lui Hristos. Apoi a luminat rănile de la mâini, apoi a luminat încet coasta străpunsă a Mântuitorului, a luminat picioarele țintuite pe cruce și apoi a stins lumânarea. Predica s-a încheiat. Nu ai nevoie de nicio dovadă în plus când este vorba de dragostea lui Dumnezeu. Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu și-a cruțat propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile? Tu crezi că el, cel care nu a fost reținut în a dărui ce avea mai scump la moarte pentru un nevrednic ca mine și ca tine, crezi că el va reține ceva ce lucrează spre binele tău în viața aceasta pământească? Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul său. De ce nu poți să accepți când temeliile se surpă, când viața ta este dată pe dos de lucruri pe care nu le poți controla? De ce nu poți să accepți că planul pe care l-ai făcut tu în mintea ta cu viața ta nu a fost bun? Și că Tatăl tău știe mai bine. De ce nu poți să te lași pe mâna Lui? Să crezi că chiar și atunci când nu înțelegi, dragostea Lui este activă ca să lucreze înspre binele acesta mare pe care El l-a gândit și îl desfășoară în viața celor ce sunt chemați după planul Său. Ești chemat după planul lui Dumnezeu? Știți cum ne facem noi planurile? Mânați de dorințele eului nostru. Ne avântăm spre tot ce ne face plăcere și ne ferim de tot ce ne produce durere. Dar calea lui Dumnezeu este dreaptă și este alta. Și uneori calea lui Dumnezeu îți produce plăcere, iar alteori calea lui Dumnezeu îți produce durere. Întrebarea este dacă ai suficientă încredere în Dumnezeu să rămâi pe calea pe care El o trasează pentru viața ta. Să nu te iei după plăcere și durere, ceea ce înseamnă că ești robul eului tău și al dorințelor tale, ci să te iei după Dumnezeul tău care îți orânduiește fiecare pas și fiecare cale. Ai puterea, privind la Hristos, să crezi că Dumnezeu are un plan bun pentru viața ta și să te încrezi în El, lăsându-L să lucreze o lucrare bună în tine. Prea iubitului său, El îi dă odihnă. Dacă vrei să fii prea iubitul lui Dumnezeu,
Trei cuvinte care exprimă trei realități. Împăcare, încredere și rugăciune. Împăcare. Nu poți fi prea iubitul lui Dumnezeu până nu te împaci cu Dumnezeu. Ești certat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este mânios împotriva ta pentru că ești acoperit de păcatele tale. Și Dumnezeu în sfințenia Lui nu poate să suporte mizeria păcatului din inima ta și din viața ta. Ești certat cu Dumnezeu. Tu nu poți fi prea iubitul lui Dumnezeu câtă vreme ești în relație de tensiune, de vrășmășie cu Creatorul tău. Între tine și El însă s-a interpus Hristos. Hristos a murit pentru păcatele tale și acum Hristos te cheamă să vii la El, să te spele de păcatele tale și apoi Hristos să te ducă mai departe la Tatăl și să spună, iată-L, e păcătos, nu merită, dar L-am spălat în sângele meu, ți-L înfățișez ca fiu. Și în felul acesta, prin Hristos și prin iertarea păcatelor pe care o primești prin Iisus Hristos, tu te poți împăca cu Dumnezeu și te poți apropia de Dumnezeu. Devii prea iubitul lui Dumnezeu, devii prea iubita lui Dumnezeu. Intri sub protecția Dumnezeului tău, care nu mai este judecătorul tău, ci este Tatăl tău. Te-ai împăcat cu Dumnezeul tău? Te-ai împăcat cu Creatorul tău? Dacă nu te-ai împăcat, nu te mira că nu ai odihnă. Nu te mira că nu înțelegi această dragoste despre care ne spune Roman 5, nu mai citesc acolo, că atunci când ne împăcăm cu Dumnezeu, Duhul Sfânt toarnă ca o cascadă această dragoste a lui Dumnezeu în inima ta. Și nu-i doar o dragoste pentru alții. E capacitatea ta ca om nevrednic pe care conștiința îl acuză, Satan îl acuză și tu știi că el are dreptate, e capacitatea ta ca om păcătos să primești faptul că ești iubit de Dumnezeu și să te lași iubit de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a iertat, să te ierți și tu pe tine. Dacă Hristos nu se rușinează de tine, să nu te rușinezi nici tu de tine. Este capacitatea asta pe care Duhul Sfânt ți-o dă, împăcat cu Dumnezeu fiind, să te odihnești în faptul că ești iubirea lui Dumnezeu, ești în iubirea lui Dumnezeu, indiferent de performanță. Și din odihna asta în Dumnezeu va rezulta performanța, vor rezulta faptele care exprimă adevărul prea iubirii tale. În ce privește încrederea, am vorbit deja, nu mai insist. Dacă vrei să experimentezi odihna în iubirea lui Dumnezeu, trebuie să alegi să te încrezi în planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Asta e greu. Știi că e greu, nu, Cristi? Asta presupune ca să recunoști că planul tău pentru viața ta nu este bun. Să recunoști că adeseori Dumnezeu va da cu tine și cu planurile tale de toți pereții ca să te reculeagă și să te recompună în planurile Lui. Vei accepta lucrul acesta? Vei accepta când Dumnezeu zice planul meu pentru tine e ăsta și tu să zici nu vreau, mă doare. Să ajungi la rugăciunea de la capătul rugăciunii. Prima rugăciune e mânată de frică, îndepărtează de la mine paharul acesta. Să ajungi la rugăciunea predării în care să zici totuși Doamne, dacă asta e voia ta pentru tine, știu că ea e bună, plăcută și desăvârșită, chiar dacă implică durere. Și să accepți că Dumnezeu are un plan bun pentru viața ta. Ești prea iubitul lui Dumnezeu. Și te odihnești în prea iubirea lui Dumnezeu pentru tine atunci când ai încredere în Dumnezeu. Ai încredere în calea pe care El te călăuzește. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul tău cuvânt chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Voia ta să se înalțe ca stăpână în viața mea și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Mai bine printr-o lovitură grea și să scap acum de felul în care eu, prin eforturile mele, mi-am gândit viața, dar să mă reașez în planul tău și în voia ta pentru mine. Gândul tău să se împlinească neștirbit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Iar dacă negură, în durere, ajung să-mi schimb rugăciunea, presat de emoții, sub anxietate și îngrijorare, rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți oricând, cum vom putea noi să ne încredem în Dumnezeu? Doar
în rugăciune, odihnindu-ne în El în fiecare zi. Tu nu poți să te odihnești acum pentru ziua de mâine, pentru ce te așteaptă peste o lună. Tu poți astăzi să te odihnești în El pentru ziua de astăzi. Rugăciunea este modul în care Dumnezeu ne conduce adânc în prezența Lui, la pieptul Lui și ne învață să experimentăm profund această lucrare a liniștirii brațelor sale în jurul nostru și al sufletului nostru. O traducere a lui Ioan 15:4, în loc de rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, spune așa: fă-ți casa în mine, așa cum eu îmi fac casa în tine. Dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu, Hristos și-a făcut casă din inima ta. Hristos a mutat să locuiască în inima ta. Acum, întrebarea este dacă te vei ascunde și tu cu toate nesiguranțele, durerile, dezamăgirile tale cu oamenii, cu tine însuți, amenințările pe care le simți în viața ta, în jurul tău, la slujba ta, în relații, în familie, în afară, în biserică, dezamăgirile ce le ai cu frații, cu cei care odinioară s-au dovedit de încredere în viața ta și acum sunt o trestie frântă care s-a rupt și care îți străpunge umărul, eșecurile pe care le ai în afaceri, amenințarea pe care o ai, umbra peste slujba ta, peste buzunarul tău, peste treburile tale. Oare în toate acestea vei avea puterea ca să-ți faci și tu casa în Hristos? Să te ascunzi în El, chiar dacă în jurul tău bate vântul, chiar dacă ești în furtună, vei avea puterea să alergi în rugăciune la El și cu cât mai tare bate vântul, cu atât mai des, mai mult să cauți adăpostul, în așa fel încât să experimentezi ceea ce spune psalmistul, că, și anume, El mă va înălța pe o stâncă și voi sta în cortul Său până va trece ziua necazului meu. Să experimentezi puterea Lui de a te izbăvi din necaz, iar alte ori puterea Lui de a-ți păstra mintea întreagă și sufletul în odihnă, extrăgând bucuria mântuirii zi de zi din izvoarele Lui Dumnezeu, în ciuda faptului că El încă permite necazul în viața ta. Aceasta este taina puterii duhovnicești, rugăciunea și timpul petrecut în brațele Tatălui, ca prea iubita Lui Dumnezeu. Fă-ți casă în mine, spune Hristos, așa cum și eu mi-am făcut casă în tine. Ascunde-te în Dumnezeu. Prea iubitului Său, El îi dă odihnă. Să învățăm să ne odihnim în Dumnezeu. Să învățăm să ne odihnim în Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, petrece timp cu Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu și predă-te lui Dumnezeu în mod constant. În felul acesta, Dumnezeu va fi adăpostul tău, fortăreața ta. Dumnezeu vei experimenta această prea iubire a lui Dumnezeu în care El te-a cuprins prin brațele răstignite ale lui Hristos la cruce. Lăudat să fie Domnul pentru dragostea Lui, care este biruința noastră. Amin. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu, tu cu sufletul tău și cu nevoia ta, în urma acestui mesaj. Și aș dori să te provoc să vii și să îți deschizi inima și să mărturisești dacă ai nevoie să-ți întărești încrederea în El, dacă ai nevoie să-ți reglezi viața de rugăciune ca să stai mai mult cu El, sau dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, să înțelegi că Hristos te cheamă la El acum. Să stăm cu toții în rugăciune, așa cum suntem așezați și cu capetele plecate.